Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. O zi în an, toată lumea sărbătorește ziua profesorului. De la o vreme încoace și Republica Moldova e în rând cu toată lumea și sărbătorește ziua pedagogului tot la 5 octombrie. Și nu în prima duminică de octombrie, cum era până nu demult. Insist asupra acestui detaliu legat de dată, care în fond nu schimbă nimic, pentru că 5 octombrie e unicul punct de tangență a învățătorimii noastre cu acelor din restul lumii. Să nu se creeze confuzii, aceasta nu pentru că profesorii noștri ar fi mai puțin profesori decât alții, dar pentru că, invers, profesorii noștri sunt cei mai dintre cei mai profesori din lume. Sunt cei mai rezistenți. Nicăieri în lume, un alt profesor nu ar supraviețui cu un astfel de salariu, de care se bucură, între ghilimele, profesorii noștri. Despre așa zisa majorare cu 10%, nici nu vorbim, pentru că, în realitate, profesorul școlar, ținând cont de inflație și impozitare, ridică cu mult mai puțini bani decât până la majorare. Profesorilor universitari, după reforma Corinei Fusu, i s-a micșorat salariul cu circa 20%. Profesorii noștri sunt cei mai multifuncționali, dacă se poate spune așa. Pe lângă faptul că, din cauza lipsei de cadre didactice, un profesor, admitem, de matematică, poate să predea și istorie, și geografie, și la o adică muzică și pictură. Profesorii noștri, în special cei de la țară, sunt în afara orelor de școală agronomi, combineri, șoferi, tractoriști, viticultori, pomicultori și zootehnicieni. Toate într-o singură persoană. Sunt cei mai răbdători pedagogii noștri, rabdă cu răbdarea zeilor toate lacunele și năzdrăvăniile sistemului nostru educațional, reformat și modificat de la ministru la ministru și de la guvernare la guvernare. Numai ultimii doi miniștri, Maia Sandu și Corina Fusu, cu câtă reformă au fericit dascălii și, în general, sistemul educațional. Sunt, la urma urmei, cei mai devotați profesiei și cei mai neprihăniți din lume. Mihai Eminescu menționa, pe bună dreptate, că școala va fi școală când omul va fi om și statul va fi stat. Judecând după felicitările aduse ieri, 5 octombrie, profesorilor noștri de către guvernanți, putem lesne conchide că, din păcate, în Republica Moldova nu există școală. Ori dacă statul recunoaște că nu e în stare să remunereze un profesor după merite și efortul depus, acest stat, la rândul lui, nu merită să fie considerat stat apt să se gândească la viitorul cetățenilor lui. Știm și recunoaștem că meritați cu mult mai mult, dragi profesori, spuneau într-o voce ieri mai toți demnitarii, dar din păcate trebuie să mai răbdați, așa spuneau ei. Și bieții profesori rabdă, iar cel ce mai rabdă este statul, elevii și părinții. Rabdă cu demnitate și fidelitate față de cea mai nobilă profesie din lume, profesie de învățător și profesor în cel mai sărac sistem educațional din lume. Sunt și eu pedagog de profesie, de aceea mă doare enorm această situație. Invitații din această seară în studio sunt Mariana Marin, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, președintele Asociației Generale a Învățătorilor. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara și bine v-am găsit! Ala Ursu Antoci, pedagog, consilier pe problemele educației. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Am început așa emotiv pentru că, într-adevăr, 13 ani am făcut și eu, am fost lector la universitate și am făcut 8 ani în sistemul sovietic pedagogie. Am fost școlită să fiu pedagog, dar acum este o situație într-adevăr dezastroasă. Da. Avem sau nu noi șansa de a ajunge la cuvintele demnitarilor noștri, doamna Antoci, haideți să încep cu dumneavoastră, că pedagogilor noștri li se va întoarce fața și vor avea un salariu decent? Foarte grea întrebare, vreau să vă spun, doamna Margareta. Ați început atât de emotiv și eu sunt sigur că pedagogii le-ar fi dat lacrimile și care sunt în fața ecranilor, sigur le-au dat lacrimile. Dar e rabdă și rabdă și rabdă. Un ministru cândva le-a spus răbdaie, răbdăroaică și răbdărică. Să știți că deja răbdărica asta nu a crăpat, a devenit o răbdăroaică tare mare care a crăpat și răbdăroaică. Eu nu cred atâta timp cât avem un sistem putred, că o să schimbi lucrurile în bine. Și ceea ce vedem noi tendința în ultimii ani,
Noi mai întâi trebuie să începem cu statistică. Cei mai mulți pedagogi au fugit din țară în ultimii ani. De ce spun au fugit? Sună foarte urât cuvântul ăsta, dar ei așa și-au făcut. Au fugit peste hotare, să fie umiliți, bătjocoriți, fiindcă noi știm foarte bine că un pedagog este infermieră. Guvernarea practic nu face nimic ca să întoarcă fața la ei. Haideți să ne amintim situația din martie anul ăsta, când oamenii au vrut să iasă în stradă și ce le s-a spus. Au fost amenințați că o să pierdă locurile de muncă. Ei practic fac învățământ în condițiile în care el nu se poate de făcut. Și spun asta fiindcă la ziua de astăzi pedagogul are misiunea să fie contabil. Așa cum ziceam eu. Pedagogul are misiunea să fie casier. Pedagogul are misiunea de a cerși de la părinți bani pentru ca să-și cumpere materiale didactice. Asta este foarte josnic, foarte urât. Reformele se fac de dragul scrisului pe hârtie. Implementarea acestor reforme se face pentru, de fapt pentru un grup de oameni. Noi nu trebuie să aliniem școala de la țară cu cea din Chișinău. Cu cea urbană, exact. Categoric. Asta vreau suburbii. Să vă mai întreb un pic, pentru că eu astăzi am stat la telefon cu niște învățători din suburbii și din satele raioanelor noastre. Și e altă situație, absolut. Completamente. Este o jale marcantă. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar așa și este. Este o jale la ziua de astăzi. Doamna Ursu Antoci, spuneți-mi, 26 de ani, noi tot mergem spre bine. Mergem cu diverse reforme, cu diverse nu știu ce, dar ajungem unde ajungem. Statistica... Cu proiecte semnate, cu nu știu ce, pentru îmbunătățiri, cu sume enorme de la Banca Mondială achitate pentru nu știu ce. De ce? De ce? Fiindcă reforma se face dragul reformei, dar nu pentru pedagogi, părinți și profesori. Iată care este situația. Reforma este făcută dragul reformei. Atunci când se implementează o reformă, deci eu cred că ar fi trebuit să fie auzit și profesorii, ar fi trebuit să fie auzit și părinții, și copiii. Dar noi facem reforma pentru să-mi fie iertată nesimțire pentru a spăla niște bani, pentru a bifa acolo undeva, că banii care au fost oferiți de Banca Mondială sau de cei care investesc. Deci noi am făcut niște seminarii unde, da, noi invităm, ascultăm părerea oamenilor, dar noi facem așa cum știm noi și cum ne convine nouă. Iată care este situația. Da, întrebarea mea este, acești oameni care sunt membri a diferitor comisii, din toate ministerele, să nu începem acum a spune că unul, din toate ministerele până acum, da? Ei la fel sunt cu studii pedagogice. Sau ei nu se gândesc la viitoarea generației, sau ei își umplu doar buzunarele, sau cum se cred? Da, ei își umplu doar buzunarele. La viitoarea generație, practic, nimeni nu se gândește astăzi. Dar ei au, la noi Republica Moldova e statul cu mătrismului și nănășismul, da. Ei au nănași cu mătri, pedagogi, în licei, interesant. Directori de școală, ei văd realitățile propriu zise. Haideți să vă spun altceva. Problema în sistem s-a început din momentul în care noi am numit în funcție de directori după criterii partinice. Atunci. De atunci s-a început problema în sistem. Atunci când noi i-am numit pe cumătru, pe prieten, vecinul, și nu vreau ca să fiu unii invitat la CNA, dar și după alte criterii au fost numiți în funcție. Și de cele mai multe ori, practic în 90% din cazuri, noi am numit în funcții de director oameni analfabeți. Deci noi avem directori, la ziua de astăzi, care ei nu au nicio treabă, nu au fost pedagogi niciodată, deși în lege scrie cel puțin 3 ani stagiu pedagogic, dar care ei simt Dumnezeu în instituții de învățământ. Și care terorizează, îți bat joc de oameni, de profesori și de părinți și de copii și pe nimeni nu interesează, fiindcă cum încerci un pic să-l întreb de ce procedează în felul ăsta, telefonează imediat cineva. Dar cum îndrăzniți? Ăsta este omul nostru. Și iată, tot s-a început de la omul nostru. Iată unde e problema. Omul nostru. Da, doamna Marin, dumneavoastră sunteți în sistem, dumneavoastră sunteți membra mai multor comisii și de proiecte și de evaluări și sunteți și membra Institutului de Educație. Da, sunt angajată. Angajată. Institutului de Științe ale Educației. Spuneți-ne, această stare de lucruri care este în sistemul educațional, de unde vine și avem noi încă răbdare? Într-adevăr, polemica pe care am auzit-o este o durere pe care o cunoaștem,
o simțim, inclusiv noi cei care suntem în sistem și încercăm să promovăm aceste reforme. E adevărat că e complicat într-o țară săracă să încerci să faci lucruri bune și să te raliezi la standardele europene, dacă nu și cele internaționale. Pe de altă parte, vreau să vă spun că în aspect științific, Republica Moldova din 2009 încoace este pentru prima dată sincronizată cu reformele de învățământ din Europa. Și am să vă dau un exemplu simplu. În anii 60, în Europa, pentru prima dată s-a introdus curriculumul, noțiunea de curriculum, iar în Republica Moldova, în anii 97-98 a venit și deci până în 2003-2004, Banca Mondială a încheiat formarea profesorilor în aspectul curricular. Franța, în 2009, aprobă un curriculum bazat pe competențe. Republica Moldova, în 2010, aprobă acest curriculum. Deci, ca să înțelegeți cât de aproape noi începem să fim cu cerințele europene, și am să vă spun, noi încercăm acum cu adevărat, noi nu putem să știm de realitățile noastre și să abordăm învățământul care era în 60-70. Noi trebuie să ne racordăm acestor standarde, dar, repet, mă întorc la ideea într-o țară atât de săracă, în care se investește atât de puțin, indiferent ce vor spune cei care deci dirigează finanțele noastre și ne vor spune că cea mai mare investiție se face în educație, este practic o absurditate. Cu adevărat, noi suntem practic, încercăm să încercăm marea cu degetul. Aș spune în felul următor. S-au făcut reforme, s-au început reforme esențiale în domeniul învățământului și vorbim în special... Dar efectul scontat al lor, care este din anul 2009-2010 au fost reforme început 2011-2012. În general, pentru cadrul didactic, s-au aprobat mai multe documente și documente normative care stabilesc o poziție, o altă poziție și o promovare a imaginii cadrului didactic. Bună oară, pentru că asta este cea mai mare problemă în sistem. Noi vrem să căutăm calitatea în clasă, în școală, în infrastructura instituțională, dar noi trebuie să investim în primul rând în cadrul didactic. Și în acest sens, inițiative foarte bune au fost și sunt, doar că prea puțini bani se investesc de către finanțatori. Unde și investiții. Unde apelați dumneavoastră ca să cereți acești bani și nu vi se duc? Bine, eu nu sunt factor de decizii, cel care apelez. Eu sunt un executant în proiect, în proiecte, în mai multe proiecte, dar de obicei, deci organizațiile non-guvernamentale sunt cele care investesc. Banca Mondială, după cum știți dumneavoastră, și vreau să vă spun că sunt prea puțini. Și am să vă spun de ce prea puțini. La moment au loc cursuri de formare pentru profesori la modulul standard de formare a competențelor didactice și manageriale. Ne-am dorit ca să fie formați toți profesorii din sistem, absolut toți profesorii. Ei vor fi formați, exact cifra nu vă pot spune cât, dar nu sunt toate cadrele didactice formate în sistem. Mai mult decât atât, aceste cadre didactice nu sunt motivate, deși aceste cursuri sunt foarte bune pentru că ele sunt în premieră după 2004 gratis, deci gratis, Banca Mondială investește, cazează, alimentație, deci materiale suport didactic. Și totuși profesorii noștri sunt cu gândul la școala lor, la clasa lor, pentru că ei lipsesc o perioadă. Pentru că au un salariu mizer și pentru că nu reușesc să facă față lucrurilor. Un salariu mai mult mai decât mizerabil. Încă, vă rog, frumos, ce o să fie peste 5 ani dacă acum facultățile de pedagogie, am avut o emisiune cu rectorul Universității Pedagogice Ion Creangă, care a spus că are acoperit 100 de locuri din buget. Ce o să facem noi peste 5 ani? Cine va preda atâta în școli? Atâta timp când vom vorbi urât despre cadrul didactic, atâta timp când nu susține, atâta timp cât nu-l vom ajuta pe cadrul didactic, atâta timp cât vom spune că el este o mare problemă. Eu merg în magazin să-mi cumpăr o haină și mie doamna îmi spune: „Dietăcică, nu покупай этот костюм, ты в нём как учительница.” Și dar eu, de unde s-a format această mentalitate? Și eu le spun, zic, eu sunt учительница. Și ea zice: „Oi, Боже, бедная.” Deci uitați-vă, noi în ochii omenirii cetățenilor suntem niște bieți și săraci. Că și dragii noștri guvernanți au fost de vină că au lăsat salariile mizerabile a profesorilor și noi am ajuns de râsul și mizerabile, dar repet,
atâta timp cât noi vom sublinia statutul cadrului didactic ca unul de biet și sărac, întins cu mâna și cu pălăria jos, atâta timp noi vom avea probleme. Dar nu cadrul didactic a trezit această... E adevărat. Aici nu ei au umblat cu mâna un procent de oameni. De ce? În anul 1994 mi-am început cariera didactică. Aveam 78 de lei salariu, iar doamna care îngrijea încăperea clasei mele avea 81 de lei. Spuneți-mi, vă rog, ce trebuia să facă și mai mult decât atât, în acel an 94, vă aduceți aminte cu toții când mergeam la grevă și ne ceream și jumătate de an nu primeam salariu. Da. Deci uitați-vă ce discriminare, unde s-a ajuns. Deci profesorul, învățătorul, educatorul a fost nevoit să se umilească și să ajungă păi, în asemenea. Atunci trebuia să avem discernământul, să ne ridicăm și să punem la punct pe cei care nu ne-au oferit. Și eu în viața mea nu am luat niciun leu și pot să spun sus și tare că nu am fost cu mâna întinsă, dar mi-am rezolvat problemele altfel. Dar unii au făcut alt... Sunt nevoiți să facă lucrul ăsta. Sunt au nevoiți, copii sunt acasă, de acord, trebuie să... dar trebuia să rezolvăm prin alte metode. Noi am putea, la moment, când spunem situația din, doamna Ursu Antoș, din sistemul educațional este catastrofală, cadrele didactice. Acum, când a fost, nu de mult, a fost profesorii, o categorie din ei, îndemnați de sindicate să iasă la grevă și n-au ieșit. Atunci, ce s-a întâmplat? Iarăși s-a scindat în două breasla pedagogilor și s-a oprit. Deci, haideți să fim un pic mai corecți în situația dată. Deci ei s-au oprit din momentul în care li s-a spus dacă o să ieșiți din sălile de clasă, mâine nu o să mai lucrați. Și atunci când tu ai un salariu, ai rată la bancă, ai doi copii acasă și cât duci de cât ai o stabilitate având salariul ăsta, ți l-ai planificat, e obișnuit, trăiești așa în sărăcie și eu nu vreau să fiu obraznic, dar eu n-am avut intenția să spun că cadrul didactic cerșește. Eu vreau să ridic problema asta la un nivel foarte înalt, fiindcă să ne audă guvernanții și să nu impună profesorii să solicite diferiți bani de la părinți pentru a-și asigura materialul didactic. Oameni buni, asta este nici într-o țară în lume, materiale didactice se oferă de către stat. Ba mai mult vreau să vă spun. Fracțiunea Partidului Socialiștilor, săptămâna viitoare o să înregistrezi în Parlament un proiect de lege prin care să obligăm, să impunem statul să plătească profesori la începutul anului școlar 980 de lei, ori 1000 și ceva de lei pentru materiale didactice. Ca să nu fie nevoit sărmanul profesor ca să ceară de la părinți bani pentru hârtie, pentru caiete, pentru... Deci, lui să-i se ofere acești bani, da, eu înțeleg că este puțin, dar trebuie să începem cu ceva. Ceva, într-adevăr. Asociația Învățătorilor de 7 ani în rezoluțiile Congresului vine cu această inițiativă. Deci, săptămâna viitoare deci aproximativ 50 de euro, cel puțin pe an, ca să avem. Noi nu pretindem, bine, noi ar trebui să ne pretindem și mai mult. În România, experiența României este de 100 de euro. Și noi de fiecare dată venim și chiar cu o estimare, măcar 50 de euro, ceea ce ar fi 1000 deci, de lei. Ori 980, ori 1000 deci, ceva de lei. Deci dar în toate rezoluțiile noastre găsiți momentul ăsta exact. Eu am văzut și m-am consultat cu specialiști domeniu și a zis că doamna Ala, măcar să fie 1000 de lei. Este adevărat, acum mă adresez la dumneavoastră la aceeași temă, că din 2010 lecțiile sunt înzestrate cu material didactic din contul părinților. Da. Da? Pentru că în 2010 a fost ultima dată dată oferită de către stat. Vă spun eu, da, este adevărat. Nu, aici nu este adevărat, nu cunosc niciun document regulatoriu despre care vorbiți, dar vă spun. Odată cu trecerea instituțiilor, deci școlilor la autogestiune, deci directorii, managerii instituțiilor administrează finanțele și au cont special pentru auxiliari și materiale didactice. Deci, dar care nu ajung la profesori. Nu. Noi vorbim acum abstract. Deci, depinde haideți de, să vorbim realitatea. De noi bugetul vorbim, instituției. Păi stați un pic, lăsați bugetul instituției. Așa de cele mai mult, așa este, dar nu că de cele mai multe ori. Nu se practică treaba asta. Haideți să vorbim realitatea. În Chișinău, dumneavoastră, aveți perfectă dreptate. Iată, în Chișinău, directorii nu înclină ca să cheltui bani pentru materiale. Este pus tot în sarcina părinților. Deci, dacă am venit la o emisiune, eu vreau să vorbim adevărul. Nu vă supărați, cât de dur n-ar fi. Nicio problemă. Da, poate dumneavoastră vă temeți, nu vă pierdeți serviciul, dar eu nu mă tem de nimic. Deci, încă o dată vă spun, este pus în sarcina părinților și trebuie să vorbim. Și atunci când, încă o dată, mai repet, eu nu vreau să umilesc pe nimeni, spun
ponegrez pe nimeni, dar implementarea reformelor date, de fapt, n-a făcut nimic altceva decât spun în sarcină părinților atribuțiile statului. Uh-huh. Asta s-a făcut. Deci părintele nostru astăzi este obligat să facă reparații în clasă, schimbă geamul, scumpere materiale didactice, scumpere săpun lichid, tablă interactivă, mai nou, se mai strânge, știți că o tablă interactivă costă mii de euro, colectează bani la toți părinții ca să fie cumpărată. Nu este profesorul vinovat de toată situația dată și eu nu vreau să spun că profesorul este vinovat. Sunt vinovați cei din sistem care n-au făcut corect, care n-au procedat corect. De cele mai multe ori Banca Mondială a investit în hârtie. Când vorbesc hârtie, vorbesc de reforme implementate numai pe hârtie. Și vă rog frumos să recunoașteți treaba asta. De cele mai multe ori reformele date nu sunt adaptate cerințelor, standardelor Republicii Moldova. Teritoriul nostru, da. Deci asta merge în România, noștri. Asta merge în Bulgaria, în Uniunea Europeană și nu știu unde. Dar asta nu merge în Republica Moldova. Noi avem sate unde părinții nu au bani cu ce să-și trimit, să-și îmbrace copilul de 1 septembrie să-l trimit la școală. Copil de 10 ani îl merge la prășit ca să-și cumpere un rucsac și o perete de ghete ca să meargă la școală. În urma închiderii masive a școlilor, abandonul școlar a crescut cu 75%. Ei nu merg la școală din cauza că a fost închis școala în localitate, dar în localitate vecină ei fie că nu au bani de drum sau fie că părinții nu-i permit să plece. Și absentează de la ore. Și noi stați că aici mai este un detaliu foarte important. Ce se întâmplă cu acele clădiri a școlilor închise? Da, și noi tot, toți știm da, ce se întâmplă cu ele. Aici da. O să fie o emisiune separată. Aceste informații totuși nu sunt oficiale. Mă refer la 75% de abandon școlar. Probabil că absenteismul, da, s-a mărit, dar nu putem să vorbim despre abandon școlar categoric. Pentru că eu nu fac favoare categoric nici la o guvernare absolut, acum nu dar mă refer la aspectul politic. Eu vă întrerup, dar dumneavoastră probabil că nu umblați în teritoriu. Ba da, umblu. Eu cunosc mai mult decât dumneavoastră teritoriu, foarte mult, practic în fiecare săptămână, două săptămâni sunt în toate raioanele ca președintele asociației, deci noi avem organizații în fiecare raion. Și eu cunosc problema, eu cunosc ce înseamnă WC-ul afară, la școală. Eu cunosc absolut tot dezastrul pe care l-au dar și profesorii școlar, de la... Dar abandonul școlar probabil că nu-l cunoașteți. Nu, ei deci... nu vin la școală, categoric. Sunt copii eu care nu știu au 9 la ce ani date. Și nu eu sunt școlarizați. Eu recunosc că eu nu pot să vă dau acum, eu aș vrea să văd un studiu în care se vorbește despre acest abandon. Dar nu se facă nimeni studiul ăsta, ba da, sunt este publice. Institutul de Politici Publici care, care monitorizează. Care face studii în favoarea lui. Nu cred. El este o organizație observator civic și eu înțeleg. Dar aici, dacă vorbim despre optimizare, doamna Marin, ne-a sunteți de acord că sunt situații în care, și avem exemple, în care s-a ajuns să se găsească bani necesari pentru ca să da. Nu se închide școala aceea categoric. Și ca să nu ajungem la situații de, iată așa, că să nu vină copiii, că categoric. Este prea departe, să ajungem s-au să făcut nu avem... foarte multe greșeli și vreau să vă spun că astăzi, într-adevăr, autoritățile locale au găsit aceste soluții. În primul rând, un management corect ar însemna un director pentru mai multe școli. Așa. Și ceea ce e absolut normal și în toată lumea, pentru localitățile mici, acolo unde nu ne permitem să... Dar lumina din localitățile rurale trebuie lăsată. Lumina, corect, școala este o lumină, categoric. Da. Deci acum, dacă ar fi să ne întoarcem peste ani și cunosc câteva sate, Bunoare de raionul Șoldănești, care au închis școlile și astăzi... ar fi putut și ei recunosc că au făcut o mare greșeală. Din păcate, din anumite motive, nu este posibil, dar eu cred că tot nu este voință politic și voința cuiva. Dar nu sunt de acord factorul absolut cu... Factorul uman și neprofesionalism aici putem pune ca accent de ce s-a întâmplat lucrurile astea. Lipsa de experiență. Oameni neprofesionali. Eu zic lipsa de experiență. Lipsa de experiență. Absolut. Pentru că managementul, în general, ideea de optimizare a instituțiilor de învățământ, nu este o idee greșită, dar iarăși foarte bine a spus colega noastră de platou că ceea ce este în Bulgaria sau în alte țări nu întotdeauna putem racorda la țara aici. Noastră, absolut. Deci specificul național trebuie respectat. Dar acum, doamna Ursan, deci putem reveni la unele sate ca să redeschidem acele școli? Să mergem, iată așa, pe exemple. Satul Cutare, cum spune doamna Marin, ea nu poate exista fără școală. Le este complicat sau e prea greu la moment? Dar toate satele nu pot exista fără școală. Doamna are dreptate. În momentul în care a spus că noi stingem lumina din sat, închidem școala, gata, distrugem satul.
Noi distrugem satul, odată cu școala, oamenii pleacă din satul acela. Noi și așa avem sate în care avem 2-3 bătrâni care locuiesc în el. Noi avem exemple foarte bune unde în raionul Ochnița, deci nu a fost închisă nicio școală. Da, președintele raionului s-a dat ordin să închidă școală, dar dânsul nu a închis nicio școală. A găsit bani, a strâns cureaua, a găsit bani și a investit în școli și nicio școală din niciun sat n-a fost închisă. Este aplaudabil. Da. Dacă ar fi mulți președinți de raion atât de curajoși, ar fi făcut și ei treaba asta. Da. Vreau să vă accentuez atenția asupra altceva. Au fost închise școli care au fost reparate capital de pe bani europeni. Reparații capitală. Doamna probabil că cunoaște așa instituții de învățământ. S-au schimbat geamurile, s-au schimbat cazângeți. Da. Deci este finanțarea Băncii Mondiale. Da. Și deci au fost închise și așa tip de școli. Și copiii au fost duse în școli mai puțin reparați. Școbâlea și Oldănești, bună oară. Da, foarte, aveți dreptate. Și deci... Și dacă se știu lucrurile astea, de ce nu s-a luat o altă atitudine? Omul nostru. Nu, problema, da. Nu am vrut astăzi să revin aspectul politic, dar până la urmă... Noi vrem, nu vrem, aspectul politic este o problemă, dar vreau să vă spun că sunt parțial de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră, că politicul a influențat cumva. Astăzi totuși noi avem concursul de director, care se dorește a fi unul la politic. Eu cunosc situații concrete când totuși e apolitic, dar sunt politic. Adică nu vorbim despre directori de școală care sunt deja a patra sau a cincea oară în funcție și au transformat școlile în SRL. Bine, aici chiar ar trebui acești directori trebuie identificați și nu știu, nu mi se pare absolut corect și trebuie identificați, scriși despre ei, ce înseamnă, cum așa. Deci există, cum se scrie dacă ajungem la teorema doamnei Ursu Antoci, că e al nostru, cum se scrie despre al nostru se scrie. Dacă trebuie. Dar problema este... Nu, se scrie. Depinde ce dorim să facem. Problema este că noi avem o luptă între generații în unele școli și directorii care sunt mai în vârstă au o subcultură și ei ar trebui să... Deci acești directori de fapt nu vin nici la formări. Ei nu vin nici la seminare, nu vin nici la conferințe. Ei își țin postul și ei de fapt nu cunosc valorile adevărate ale pedagogiei, ei insistă doar să-și țină locul. Eu cunosc altă situație. Există cazuri când directorul este foarte competent. Da, știi dacă a fost. Avem cazul Colegiul Financiar Bancar, unde domnul Paladi este director de ani de zile. Eu nu văd în această instituție un alt director. Da, dumnealui are o vârstă, dar eu nu văd. Dânsul este competent, este un bun administrator și este un bun manager. Și noi putem să vorbim de alte cazuri în care avem directori neghiobi, care nu fac nimic, care și-au adus toți membrii familiei în instituție, și copii, și nepoții, toți acolo, și este ca o proprietate. Din spațiul școlii închiriați, da, în chirii și-și fac bani. S-au făcut și bani, s-au făcut și hotele, s-au făcut și tot ce doriți, cantina lucrează pentru ei și mai departe. Mai mult de două mandate ale unui director duc spre corupție. Eu nu cunosc pe domn profesor Palade, este colegul meu, cu adevărat este o instituție absolut foarte bună, dar nu sunt de acord că n-ar putea fi și altcineva conducă, să continue cultura organizațională și managementul pe care domnul director l-a menținut și cu siguranță atâta timp cât este codul și vârsta nu-i permite să acceadă, eu nu cunosc exact detaliile. Mai are. Foarte bine să fie sănătos, dar când finalizează acest termen, eu cred că sunt profesori foarte buni și tineri care ar putea să concureze, să aplice la dar un... Alte situații. Când au venit directori noi și au distrus instituția și colectivul. Da. Mai există alt exemplu, un anti-exemplu, să-i spunem așa. Păi toate lucrurile astea trebuie urmărite de către foarte Ministerul corect. Educației și trebuie scoase la iveală și cum a zis doamna Marin, nu contează ce, dar dacă nu corespunzi, trebuie să lași locul și asta e tot. Eu sunt de acord. Vreau să revin la un alt subiect care este la fel de sensibil. E vorba de manuale. Manualele la noi sunt cam de mult editate și aprobate și propuse spre... Bine, evaluarea recomandate. Are loc odată în 5 ani. Da. Da, dar cu toate că ele corespund, am sunat colegii mei de la... Ele corespund cu curicula modernizată. Da. Dar oricum, se prevede ceva ce ține de manuale, de reeditare? În al cincilea an, când ajunge manualul, se face un studiu de fezabilitate pentru acest manual,
El este ofertat cel puțin în ultimii 5-6 ani, se fac dezbateri, se expertizează manualele, deci ajung în comisie la Ministerul Educației, unde are loc evaluare de către cadrele didactice și fiecare are dreptul să se impună, să-și spună părerea și așa mai departe. Cât de pregătite sunt cadrele didactice să facă această evaluare? Asta e altă problemă, pentru că foarte mecanismul gravă. Ar trebui să pregătească aceste cadre didactice pentru o evaluare. Mai mult decât atât, ei evaluează după propriul standard, după școala din satul cutare și după cum crede el. Dar noi am avut un seminar foarte interesant unde colegii noștri au făcut studii pe manualele din Europa și manualele în lume. Și bună oară, ne-au prezentat un manual de matematică din Singapore și atunci am înțeles de ce Singapore se află în topul testelor internaționale. De ce noi iar trebuie să mergem cu un goană după nu știu cine, nu știu cine? Nu, fiți atentă. Deci deschidem manualul nostru de matematică și vedem, iată așa, cifre și probleme și exerciții. Dar cine au fost autorii? Ca idee. Și manualele din Singapore, care conțin doar imagini concrete, secvențe din viața cotidiană. Autorii sunt colegii noștri care acum, iată, la etapa de evaluare a curriculumului, cu siguranță că și-au dat seama că este o greșeală enormă. Noi vorbim despre axarea manualului și a curriculumului pe viața de toate zilele, în realitate manualul și curriculumul, dar să fim atenți, pentru că manualul și curriculumul, cel care este proiectat și cel care este în fața copiilor, este diferit. Curriculumul realizat este profesorul. Deci, în mâinile lui se află soarta documentului. Și poți să iei documentul din Marea Britanie, poftim, începe să faci. Uite, avem și o școală care va lucrează după un curriculum. Școala aceasta privată. Poftim, vom vedea, repet. Este o mare pentru curriculum, este profesorul. Știți de ce am întrebat despre manuale, despre conținutul acestor manuale? Pentru că o perioadă destul de lungă de timp, când începe anul școlar, părinții încep a posta pe rețelele de socializare. Deschid manualul și mă uit acolo și habar nu înțeleg ce este pentru copilul meu. Eu trebuie să învăț eu și trebuie... Deci conținutul acestor manuale lasă de dorit. Și eu pot să vă dau și pagini. Manualul de clasa 7, istorie. Categoric, eu sunt ca părinte, sunt pur și simplu... cu dicționarul, fiind filolog, am descifrat da, și am atunci, învățat. Doamna Marin, haideți că de acord cu mine, că au fost, iarăși, al meu, al tău, primiți banii de la Banca Mondială, editate aceste manuale și nu s-a ținut cont de profesionalismul autorilor acestor de la Banca Mondială, banii pentru manuale sunt din bugetul de stat. Bine, da. Alte proiecte, dar oricum nu s-a ținut cont. Al meu, al tău, este un business. Haideți fim sinceri. Da. Acesta este un business și cu manualele. Și haideți să recunoaștem treaba asta, oameni buni. Haideți este un business, dar nu așa mare ca în România. Lăsăm România deoparte, noi suntem în Republica Moldova. Da, e un business foarte mic. Dar este un business. Te îmbogățești, nu te îmbogățești, dar ăsta este un business. Și unde nu prevalează știința, dar prevalează banul. Deci când nouă nu este în cod, e ușor, e greu copilului să înțeleagă treaba asta, ceea ce am scris eu. Dar asta este un business. Și iată aici e problema cea mai strașnică. Care ar fi ea? Cum care ar fi ea? Copiii noștri ajung la BAC. Asta, da. Copiii noștri ajung la BAC cu rezultatele care le avem. Uh-huh. Eu nu, deci o subiect de emisiune aparte sunt testele la BAC. Aparte, exact. Dar noi ajungem la BAC cu rezultatele care le avem. Și toată zoaia, mă scuzați, vă rog frumos, o turnăm în capul profesorilor. Că ei sunt vinovați. Ei sunt vinovați. Da. Dar nu sunt vinovați cărțile. Bine, dar vreau să vă întreb un lucru. Da, e adevărat, resursele contează foarte mult. Trebuie să fie eficiente, trebuie să fie bune. Dar iată avem așa o situație. Profesor gradul superior la matematică și jumătate din clasă dă pe notă insuficientă bacalaureat. Spuneți, vă rog, cine e de vină? Profesorul are standard, deci are calificare înaltă, grad didactic superior. Maestrie pedagogică mare ca să-i explice. Eu nu zic că e de vină pur profesorul, dar nu văd aici problema auxiliarului, deci manualului. Dar eu sunt cazuri o să fiu obraznic în situația dată, doamna Marin, și dumneavoastră o să mă criticați. Dar eu, există profesorul, cum ați spus dumneavoastră, cu gradul ăsta la care eu mă îndoiesc de gradul dânsului. Da, avem o altă situație, la fel de la care eu mă îndoiesc aceste graduri la noi. De gradul dânsului. Ai noștri primesc gradul. Ai noștri, da.
Da. Apropo, eu știu un profesor care de mult ar fi meritat un grad și nu l-are. Și alt profesor mai cunosc care are deja stagiu de muncă peste 35 de ani și nu are niciun grad, dar copiii absolvenți și are ambiții, dar copiii absolvenți multe generații devin oameni mari și au sunt și cu nume. Fac gradele. Da, da. O să fiu obraznic acum și o să mă criticați iarăși. Cei care au bani? Hai să fim sinceri și iarăși să vorbim lucrurilor pe nume. N-am să vă critic pentru că eu lupt cu acest lucru. Deci eu personal lupt. Și eu scriu, am o carte pe care am dedicat-o, deci anume exact aspectului dat. Exact așa și cu doctorii, cum este. Școala fără profesori se numește. La fel, emisiune separată, și doamna, un fragment din această carte o dedic tocmai acelor profesori care urgent trebuie să părăsească școala. Pentru că și-au cumpărat gradele. Pe de altă parte, stimate colegi, noi avem doar 9% de cadre didactic cu grad didactic 1. Noi avem doar aproape 3% de profesori cu grad didactic superior. Acum, să ne întrebăm, calitatea profesorului nostru, unde este? Majoritatea au grad didactic 2 pentru că ei au câte 30 de ani de activitate și ei n-au putut să fie toată viața debutant. El a acces la acest grad, unii din ei 20 de ani n-au fost la cursuri de perfecționare, dar și-au luat gradul pentru că dar nu vă supărați. De unde să iau omul ăsta bani pentru aceste cursuri? Care sunt tot puși în sarcina profesorului. De unde din 3.000, 4.000, 5.000 care au unii, să plătească și aceste cursuri, care din punctul meu de vedere nu sunt racordate, ele nu sunt racordate real la salariul pedagogului. Absolut. Ele nu dacă vorbim despre acei 950 de lei obligatoriu dat în 3 ani după codul educației și facem un calcul la salariul pe care îl are profesorul, deci eu cred că profesorul nostru ar trebui să ducă la banc și ia credit ca să investească în cursurile de perfecționare. Dar el săracu n-are casă, de unde să mă duc să ia creditul? Eu zic, ca idee, da, dumneavoastră aveți dreptate, noi am avut perioade când profesorii veneau la Institutul de Științe ale Educației, cazau gratis, mâncau la cantină, de 3 ori pe zi, aveau acces la... Asta au fost perioade, ați avut dreptate. Da. Și astăzi profesorii noștri vin sarmani cu borcanul de acasă, cu tartinele de acasă și stau săptămâni întregi cu... Apropo de credit, cu așa salariu și cu actele pe care le are, nu-i dă nimeni nicio bancă credit, dacă vorbim la starea că... Nu, asta este real. Dar profesorii noștri sunt prea cuminți și eu vreau aici să aduc exemplul ăsta cu plecarea la grevă. Au fost intimidați profesorii noștri, s-au urcat în autocar și li s-a spus să se întoarcă înapoi. Deci nu, li s-a spus că s-a defectat microbuzul. Dar ei au înțeles de fapt problema și ei au încercat să posteze pe rețele fotografii. De ce? Pentru că sindicatele noastre... Fac și ei de dragul făcutului. Eu sunt membru de sindicate, nu vreau să critic foarte mult, dar eu consider că ei nu fac nimic. Absolut nu fac sindicatele nimic. Sindicatele au uitat despre pedagogi. Absolut. Noi ca membri asociației și asociația noastră a făcut câteva demersuri, inițiative pe care Ministerul Educației le-a auzit, guvernul și noi am invitat de fiecare dată miniștri și primari care au fost indiferent și de forțele după asta. Ce? Nimic, s-a rezolvat. S-au rezolvat, dar pe cale diplomatic s-a rezolvat. Nimănui nu-i place. Am să spun ce. Dar câte luni? Câte luni au analizat trecut, acele rezoluții? După prima rezoluție, noi am primit răspuns 2 luni, peste 2 luni. Și inițiativa s-a pornit și a fost pus în codul educației. Și mă refer la articolul cu remunerarea cadrului didactic din învățământul primar și anume cu 18 ore pe săptămână. Deci a fost o discriminare totală. Învățătorul și profesorul aveau, învățătorul avea 20 de ore și profesorul 18 ore. Dirigenția și controlul caietelor a fost sincronizată. Și lucrul ăsta noi l-am făcut, dar repet, pe cale diplomatic, pentru că membrii asociației noastre sunt toți absolut diplomați. Noi încercăm, deci și asta le place la toate guvernele și toate ministerile care au fost, dar când se face, dar asta nu-i corect. Pentru că noi trebuie să ne revoltăm și trebuie să cerem și nu trebuie să ascultăm când cineva ne dă indicații de la sindicatele generale că trebuie să facem grevă. Trebuie să facem altfel, da. Neapărat pentru că nu a rămas prea mult timp, vreau să vorbim și la subiectul despre evaluarea prin descriptori. Pentru că dumneavoastră sunteți și autor și, iată, metodologie privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori pentru clasele 1-2, care a fost deja propusă și pregătită pentru pedagogi. Dar și pentru clasa 3 deja este. Stați un pic, aici vreau să vă
întreb. M-a rugat o colegă de Căușen să vă întreb de ce așa de târziu a fost oferită învățătorilor pentru clasa a treia și ce se întâmplă acest capitol și cum să ajungem noi la situația ca iarăși la toate problemele care au căzut peste capul învățătorilor au mai apărut o sumedenie de acte, o sumedenie de fișe, o sumedenie pe care clasa trebuie să-mi termin gândul și acum sunt situații când la final de an părinții roagă pedagogii să le pună totuși note să, la final de semestru că ei nu înțeleg ce înseamnă acești descriptori și ajungem că pe capul învățătorului mai ales de la sat mai apare încă o problemă. Bine, două întrebări am. De ce se întâmplă prima, cu acest proiect cu metodologie și de ce așa de târziu pentru prima dată, pentru prima dată metodologie pentru evaluare criterială prin descriptori este finanțată. Pentru prima dată anul acesta, în clasa a treia. Clasa a întâia și a doua a fost un voluntariat al Institutului de Științe ale Educației, bineînțeles, prin demersuri coordonate cu Ministerul Educației. Inițiative și credeți, noi, voluntari, am primit foarte mult, de fiecare dată, întrebări, sute și mii. De ce, dar cum, dar pentru ce? Nu era nevoie de un proiect pilot? De bine, ce ne-am băgat asta, capul în asta? Nu, stați un pic. Proiectul pilot trebuia până la aprobarea codului educației. Noi avem codul educației în 2014. Institutul de Științe ale Educației. Deci Institutul de Științe ale Educației s-a angajat în... deci noi suntem o instituție furnizoare de instrumente care reglementează metodologii. Noi eram obligați să vedem articolul și catedra la care activam eu, deci s-a sesizat, noi am primit telefoane, învățați-ne că noi nu știm cum. Deci noi am elaborat cu statut de voluntariat, am făcut apeluri și la Ministerul Educației pentru susținere financiară, cu păreri de rău bani n-au fost și institutul a făcut cu propriile resurse acest lucru. În termeni, acum banii au fost venit mai târziu un pic, și asta, dar ei au venit și asta e foarte bine. Altceva vreau să spun, că metodologia a fost pregătită în luna mai la sfârșit pentru clasa 3 și ea a fost pilotată toată vara. Deci nu este adevărat că învățătorii n-au avut acces la metodologie, doar că nu așa li s-a pus... mai mulți învățători. Da, e adevărat ce au spus colegii din Căușeni, că ea a apărut pe site-ul Ministerului pe data din 1 septembrie. Corect, pentru că atunci, deci a fost aprobată în ultima ședință a Consiliului Național de Curriculum, deci după pilotarea de o vară. Noi am avut nevoie să nu facem greșelile de la metodologiile de clasa 1-a, 2-a și am pilotat-o, am discutat-o, am primit propuneri doamna de la profesor. Doamna Marin, a fost nevoie ca în societatea noastră să apară așa un proiect, așa o metodologie sau era bine ca să mergem așa nu, cum? Mai bine să începem deci, să rezolvăm toate problemele pe care noi le-am discutat astăzi. Sub aspect științific, pedagogul... întrebarea nu este corectă. Nu metodologia deci trebuia să apară. Articolul 16, alinea 5 în codul educației. Trebuia să apară sau nu? Asta este întrebarea. Dar este o greșeală din punct de vedere conceptual denumirea acestui articol. Pentru că alineat 4 scrie că evaluarea este rezultatelor la gimnazie se face cu note și la clasele primare este criterială prin descriptori. Atenție! Este un moment științific. În alineat 4 tot trebuie să fie scris evaluarea, trebuie să fie criterială prin descriptori cu note. Iar la clasele primare, dacă noi am vrut să scăpăm note de note, ar fi trebuit să fie fără note. Deci nu este nicio teamă ca noi mâini pe mâini să introducem nota, dar criteriile și descriptorii sunt esențiale, obligatorii și în toată lumea normală există așa ceva. Este o nouă cultură a evaluării. A evalua... Nu, dar repet, este foarte puțin să discutăm acum într-un minut și dumneavoastră o să rămâneți nemulțumite 100%. Promit că vă invit că... încă pentru o emisiune pentru și discutăm în special despre această evaluare de descriptor. Copilul dumneavoastră vine acasă și spune că a primit 7. Asta numai atât vă spun. 7 a primit. El acum vine și spune, mie îmi vine greu să citesc. Eu la povestit mai am să expun da, mai clar. Da, e bine. Asta dar e. Vă care propun e motivarea să copilului? Motivarea totul e în mâinile profesorului. Dar stați, dar noi nu avem profesori de care dumneavoastră vorbiți. Doamna! Regia îmi spune că bag genericul. Eu îmi pare foarte rău că la tema aceasta vă promit că voi chema un părinte care îi place de acest, această metodologie, un părinte care nu poate să accepte și dumneavoastră veniți într-o emisiune. Vreți să generalizați ceva, să spuneți unde mergem și când sau aici punem punct. Am finalizat-o. Da? Dacă noi o să ne tachinăm în zonă, o să rămânem în zona când avem profesori de care trebuie, statul și țara noastră va rămâne aici. Trebuia mai întâi atât să înceapă altfel, nu așa. Trebuia, okay. De acord. Trebuie o altă abordare și trebuie să ne să privim cu alți ochi un pic sistemul educațional. Nu, eu vă rog, nu la mine, nu la noi. La cei
cei care ne privesc. Eu sunt om de știință. Eu sper că șirea manierele și reforma administrației publice centrale va avea efect și Ministerul Educației, care este acum comasat, va pune prioritar educație. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studio. Mai organizăm emisiuni la această temă. Eu la final vreau să felicit și eu toți pedagogii și să spun un mare mulțumesc primei mele învățătoare, Nina Nicolaevna Scripliuc. Apoi a urmat la universitate oamenii care m-au format și să le spun un mare mulțumesc, au fost profesori adevărați. Este vorba de doamna Maria Harea, Maria Gusac, domnul Chitoroagă, domnul Andon, Valentina Ciobanu, Sergiu Moscalu, Serafima Sava, Sergiu Musteață și profesorii mei de la master, Vasile Cujba, Alexandru Solcan și Victor Saca. Eu mă închin în fața dumneavoastră și sper că această profesie va fi și în continuare cea mai nobilă și cea mai cu atenție oferită de partea guvernanților. Vă doresc o seară frumoasă, la revedere!